Dificilă pentru copii sau pentru cel care o face? Eficientă. Eficientă pentru copil. A, eficientă, da. Pentru copil va fi ușor de absorbit? Da, pentru că l-am avut tot timpul în minte. L-am avut în minte pe diverse tipuri de caracteristici, personale sau sociale. M-au interesat cele sociale, m-au interesat cele personale. Am făcut întâi proiectarea pe social, după care am reproiectat pe personal. M-a interesat să-i dau posibilitatea să devină lider pe o temă și atunci i-am băgat de la simplu la complex și de la ușor la greu, astfel încât el să ajungă să-și depășească limitele. Ce părere aveți? Începeți să simțiți mai bine problema? Mai responsabil. A, mai responsabile, da. Interesantă profesia dumneavoastră, nu? Văd un pic sânjenite. N-ați tratat niciodată la o manieră atât de complexă. O să o tratați și o să scoateți copii geniali. E foarte important să le creăm un mediu de hrănire adevărat. Sigur. Sigur. Excelent. Excelent. Cunoștințe, teme, se îmbogățește. Știți cât de frumoasă poate fi astfel de curiculă? Ați vrea să completați acum, să mai puneți date și să încercați chiar să o realizați? Distanța și... Vă rog. Să spunem. Deci eu am așa. De aceea poate că primăvara că am fost calateți. E foarte bine că ai intervenit. Nu se aude. Vreți să veniți aici ca să se audă. Și mai am o rugăminte să vorbiți rar. Da? Și tare. Așa. Da. Pentru că aveți aici colegi care sunt auditori secvențiale și aveți colegi care sunt vizual-spațiale și care au nevoie să traducă cuvintele în imagini, să proceseze în imagini, da? Și atunci da. E bine să vorbiți rar. Sau kinestetico-sensitive, slavă Domnului, încep să devină din ce în ce mai multe doamne kinestetico-sensitive și atunci au nevoie să vadă dinamica. Deci așa. Am avut o conlucrare cu școala 28, la clasa 6 și la clasa 8. Deci adolescența este o perioadă destul de complicată pentru foarte mulți, foarte multe cadre didactice și au simțit nevoia colaborării cu un psiholog. Deci acolo am ținut aceste teme despre agresivitate și violență. Eu am tratat tema comparativă agresivitate și violență pentru că am vrut să nu îi dăm această conotație extrem de negativă agresivității, adică fundamentul pe care se clădește violența, pentru că este o trăsătură de personalitate foarte utilă în multe situații. Deci agresivitatea este cea care ne pregătește să fim competitori, valoroși, deci că nu abandonăm așa de ușor o luptă, cea care stă la baza cultivării unor capacități, să spunem, de autoconservare, că nu trebuie să te lași tot timpul călcat în picioare, doar de dragul, apropo, să lăsăm și celălalt obraz celui care ne agresează. Mergând de aici, am făcut o comparație, apropo de sprijinul pe mai mulți piloni, cu comportamentul animalelor și am plecat de la această ritualizare a agresivității care la animale duce la finalizarea non-violentă. Vă spuneam de animalul care se culcă și își arată părțile moi, vulnerabile și celălalt se oprește din agresivitate. Deci vă spun doar câteva puncte. Apoi am mers pe teritorializare și spații intim. Așa cum animalele își marchează teritoriul și deja sunt oarecum protejate, să spunem, de acele mirosuri, odorizări pe care le lasă în spațiu, așa și oamenii simt nevoia unor teritorializări. Și de asemenea, ce înseamnă spațiul intim pentru anumită persoană? Spațiul intim este spațiul maximei agresivități, dar și al maximei afectivități. Deci, și când iubești pe cineva, îl ții foarte strâns în brațe, deci este spațiul maximei afectivități, dar și al maximei agresivități. Contactul, full contactul este, de fapt, atunci când nu mai suporți prezența și simți nevoia să reacționezi. Deci, acest spațiu intim... Vă opresc o clipă. Da. Care dintre dumneavoastră vă simțiți legate de această idee și de tema respectivă? Mâna sus.
Ia să vedem câte persoane suntem aici. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 persoane, înseamnă 3 grupe de către 6. Cele care sunteți legate de această idee și care deja simțiți și vă place, eu vă sugerez să vă întâlniți, să vă împărțiți pe 3 echipe și să faceți 3 curicule pe tema respectivă. Veniți cu date, veniți cu idei, de acord? Eu aș dori, acum sunt 18, s-ar putea, eu aș vrea să mai... Doamna are o foarte bună experiență și dumneavoastră aveți foarte bună experiență. Le strângeți, ați văzut maniera de lucru, începe și lucrați, după amiază. Eu aș vrea să mai luăm încă 2-3 teme, una, două măcar, care să fie teme de dezvoltare de curiculă, astfel încât să vă regăsiți. Că s-ar putea, dacă noi discutăm 4-5 teme, să rămână o grupă pe violența în școli, o grupă pe altceva, o grupă pe altceva. Noi acum doar o schițăm, după care dumneavoastră o completați. Iar eu după amiază voi trece din grupă în grupă, ca la nevoie să vă dau o mână de ajutor acolo unde vă împiedicați. Sunteți de acord? Da. Bun, pentru că asta este learning by doing. Și continuând, spuneam și de situația distanței între competitori. La animale, agresivitatea poate să aibă o durată scurtă, pentru că competitorii se văd unul pe celălalt. Pe când la oameni s-a rafinat această violență, pentru că poți să fii violent fără să-l vezi pe cel pe care îl omori. E vorba de a apăsa pe un buton și deja se declanșează o bombă nucleară. Nu te mai interesează consecințele, pentru că se pare că nu ești aproape de ele. Și deci această violență rafinată îl face pe om mult mai periculos decât tot ceea ce există pe acest pământ. Fabuloasă temă. Nu vi se pare fabuloasă? Da. Cât de minunată curiculă poate ieși de aici? Și utilă. Și utilă. Bine, mulțumim frumos. Și, deci, preluați? Așa. Altă temă. Agresivitate și asertivitate. Poftim. Haideți să luăm acest dipol. Agresivitate și asertivitate. Să mergem pe acea schemă. Schema v-am dat-o. Scopuri. Ce dorim? Dorim să transformăm yang în yin și transformăm agresivitatea în asertivitate. Să învățăm pe copii să aibă teme prin care, atunci când le vine să dea punul capul de perete, nu numai să nu-l dea, dar să-i și oferă un covrig, înseamnă că trebuie să avem un alt tip de abordare. Care ar fi rădăcina acestui cuplu? Agresivitate, asertivitate. Schema o avem aceeași. Rădăcină, algoritmi comportamentali, reguli de comportament, baze de experiențe, care să ne ofere multe exemple, moduri de manifestare, conexe. Că ați văzut că la agresivitate aveam orgoliu, aveam mândrie, aveam prejudecăți, aveam... care erau conexe. Evaluări comportamentale, cum se fac, unde se fac. Și ultima parte e de strategii utilizate. Că ei din strategii vor învăța în final. Asta ar fi o împărțire pe capitole invariantă, care poate merge la orice fel de curiculă. Crește natural la fiecare copil în parte și adaugă informație peste informație în mod natural. Îl ajută. Corect? Ia, hai să vedem. Dorina, ai fost cu... Voi doi ați fost, ambele. Preluați, vă rog, conducerea. Aveți această idee, începeți să puneți date, să puneți în căsuțele astea ceva. Fiecare puteți contribui, puteți veni cu idei. Acum? Agresivitatea, ca și compunere,
bună. Ea ne ajută să ne depășim limitele și în raportul noi și în raportul mediu. Adică am nevoie de un soi de energie pentru a explora. Deci această agresivitate e bună. Un pic mai tare. Până la urmă. Mai multă energie. Aha, trebuie să o orientăm. Da. Deci agresivitatea reprezintă un motor de descărcare de forță și fără forța asta vitală noi nu putem să facem nimic, dar dacă se descarcă întâmplător, produce daune, dacă se descarcă controlat, produce beneficii. Da. Da, ideea este foarte corectă, dar ce înseamnă controlul descărcării acestei forțe din noi? Mai are caracteristicile de agresivitate? Nu. Haideți să vedem, în concluzie, care sunt caracteristicile agresivității, care sunt caracteristicile asertivității, ca să-i putem găsi rădăcinile. Eu nu pot, vedeți, la capitolul 1, la rădăcini, nu mă pot băga. De ce? Nu le cunosc încă. Dar pot să fac caracterizări pe capitolul 2. La capitolul 2, eu pot pune caracteristicile agresivității, caracteristicile asertivității, ca putem, apoi să putem găsi cum se transformă una în alta. Dacă transformarea dintr-una într-alta acestor caracteristici e posibilă, atunci văd și din ce context se trage această combinație de agresivitate și asertivitate. Corect? Hai să luăm niște caracteristici ale agresivității. Descărcare bruscă. Limbaj, limbaj. Cum arată limbajul agresivității? Dizarmonic. Limbajul e disarmonic și e, în general, cu conotații sexuale. Tendința de autoimpunere. Tendința, exact, de a călca în picioare, de a impune. Și acum să ne oprim, să analizăm un pic. Tendința de impunere este cumva dată de viteza mare de reacție? Faptul că mediul nu răspunde în aceeași viteză cu agresorul, îl face pe agresor să impună soluția respectivă înainte să vină ea în mod natural din răspunsul mediului? Înseamnă că noi avem aici caracteristici primare și caracteristici secundare care sunt obținute ca o consecință a caracteristicilor primare. Deci viteza puternică de reacție e o caracteristică clară a agresivității. Pe când primară, pe când nevoia de impunere este o caracteristică secundară.